și la elemente un pic mai distractive și cu mai puțin tâlc. Alături de noi a venit magicianul Cristina Strecoputeu. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ai venit în avionul nostru! Bună dimineața! Aveți de înălțime? Da. Da. Unde ai zburați? Că avionul ăsta, partea asta de avion, merge în Belgia. Da. Veniți la Teatrul de Magie. Aia merge la Teatrul de Magie. Da. Ce ne-ați adus? Ce v-am adus? Este vară, da? Este vacanță, toată lumea e în vacanță și tinerii. Am văzut rezultatele cu toții de la Bacalaureat de anul ăsta. Noi, cei de la Teatrul de Magie, îi susținem pe tineri și le spunem să citească. Mai mult, în vara asta. Dacă tot este timp, sunt 3 luni în care au timp să stea și să citească. Și am adus și eu un astfel de moment. Am o cutiuță și în interiorul acestei cutiuțe o hârtiuță pe care o voi arunca în public. E un ghemotol, nu e o hârtiuță. O hârtiuță făcută ghemotol. Ai zis să ne arunci cu spatele, că doamnele păi... o să creadă că e buchetul și... O arunc cu spatele, ca atunci, ca persoana care o va aprinde să fie la întâmplare. La întâmplare. Aveți grijă, doamnelor, că vă măritați. Hop! Asta e, la mulți ani. Vă rog să veniți împreună cu hârtiuța aici. Să ne chemați la nuntă. Am să pun această cutiuță pe masă, dacă îmi permiteți. Te rog. Puneți-o, domnișoară. Bă, dar tars în scaunele astea în avionul ăsta. Țineți, vă rog, hârtiuța, să facem și cunoștință. Eu sunt Cristina. Alexandra, doamna Alexandra. Vă place să citiți? Foarte. Foarte mult. Intrăm într-o convenție ca la teatru. Da? Suntem la teatru. Ne imaginăm că suntem două persoane foarte apropiate. Și ne plimbăm împreună prin București. Ne plimbăm, ne plimbăm și la un moment dat ajungem în dreptul unei biblioteci. Ne gândim că ar fi bine să intrăm înăuntru. Deschidem ușor porțile înalte de fier, pășim înăuntru, este liniște, un aer plăcut și avem de ales două culoare, stânga, dreapta sau stânga. Pe partea stângă avem literatură universală, vedeți Shakespeare, Virginia Woolf, John Fowles și așa mai departe, iar pe partea dreaptă literatură română, Eminescu, Slavici și așa mai departe. Ce alegeți? Literatură română. Luăm o carte de acolo, da? Luăm o carte și o deschidem. Ce carte ați ales, vă rog frumos? Uitați-vă. Ion Creangă. Da? Și cum o se numește? O poveste. O poveste de Ion Creangă. Perfect. Începem să o răsfoim și răsfoim pagină cu pagină. Spuneți-mi când să mă opresc din răsfoi. Stop. Aici? Nu mai dau nicio altă pagină? Da, mai dau. Mai dau o pagină. Perfect. Spuneți-mi numărul paginii la care v-ați oprit. 97. Sunteți sigură? Vreți să mai dăm altă pagină? Nu. 97. Perfect. De la pagina cu număr 97 am să vă rog să vă alegeți un cuvânt, să-l memorați, îl țineți minte, gata? Închidem cartea, o punem la loc în bibliotecă. Și acum, cu voce tare, vă rog să-mi spuneți cartea, cuvântul pe care l-ați ales. Iubire. Iubire? Da. Doamna Alexandra, vă rog frumos să desfaceți hârtiuța. Și să vedem ce scrie acolo. Să arătăm și la cameră. Să arătăm și la cameră, vă rog. Bine. Incredibil. Vă mulțumesc. Yes. Și puteți mergeți acum la locul dumneavoastră. Mi-a părut bine. Aplauze pentru doamna Alexandra. Yeah. Foarte mulți ani alături de noi. Atenție la... La valieră, nu mai avem acum, cum? Că dacă era cu noi, ziceai că s-a vorbit cu noi, dar a aruncat. Cum ați făcut doamna Alexandra? Nu v-ați vorbit, nu? Nu ne cunoaștem. Dar cum de ne-am trezit în același avion? Zi, cum ai făcut? Zi, cum ai spus? Cum să zic? Trebuie să veniți mai mult la spectacolele noastre, la Teatrul de Magie, dar din toamnă, că acum e vacanță. Eu da, mă enervez dacă nu știu cum ai făcut. Zine că mă ucizi toată vara. Toată vara? Vezi, cu noi magicianul Robert Tudor, memelul iar Atămir. Vreau să întreb o dată cum a făcut. Băi, să ne spui cum a făcut, pe sigur nu știi. Și doi, uite-mă cum trebuie să te îmbraci la momentele tale. Da. Te îmbraci defect când vii. Vii lălui așa. Așa se îmbracă un ilugiu. Să vii așa, dar...